Și Dumnezeu a gândit să treacă aproape 8 luni. Cine știe, data viitoare va fi 8 săptămâni sau 8 zile. Dumnezeu știe. Întotdeauna îmi place ca în locul în care se vorbește despre Dumnezeu să-i dăm lui onoare. Apostolul Pavel spune, fie că mâncați, fie că beți, fie că faceți orice alt lucru, acest lucru să-l faceți să-l onoreze pe Dumnezeu. Mergeți în trafic. Și știți că în trafic puteți să onorați pe Dumnezeu? Să claxonează unii, să bagă unul către altul, să îngropi în cesele o colegi, te înjură ăla. Și tu poți să scoți mâna pe geam să pui soare. Și el să spună, da, ăsta e un om cu mine. Noi putem să-L onorăm pe Dumnezeu și când intrăm în mor și deschidem ușa și lăsăm să intre alții înainte. Cu atât mai mult când predici cuvântul lui Dumnezeu, tu poți să-L onorezi sau să-L dezonorezi pe Dumnezeu dacă tu îl magnifici, îl faci mai mare sau îl știbești. Și poți să-L onorezi pe Dumnezeu ascultând cuvântul. De aceea, cum spune o cântare, nu vrem ațipire la ploape să dăm. Acum lupta este în tot. Dumnezeu să binecuvinteze, chiar dacă sunteți obosiți, chiar dacă este duminică seara, chiar dacă mesajul care va fi unul mai mult teologic, am vrea să ne deschidem inimile și mintea în așa fel încât să onorăm pe Dumnezeu pentru cuvântul pe care îl dă. Și cuvântul pe care Dumnezeu mi l-a pus pe inimă este un cuvânt de mângâiere. Trăim vremuri grele. Atunci când ai probleme, atunci când ai vremuri grele și nu ai bani și ai probleme de sănătate, ai probleme cu copiii care nu te ascultă, când vine cineva și spune mâna pe umăr și spune, fii tare, Dumnezeu veghează, vede ce se întâmplă, îți va da izbăvire, parcă cuvântul ăla așa te învionează. Și ar vrea cuvântul din seara aceasta să fie un cuvânt pe care să-l aveți ca refresh sau înviorare. Cât vei străi de acum încolo? Dumnezeu să ne binecuvânteze. Ce drept când predici în Apocalipsa, foarte multă lume stă îngrijorată. Înainte noi nu ne atingeam de Apocalipsa. Este o carte foarte greu de descifrat. În Daniel capitolul 12, cuvântul Domnului spune, în vremea din urmă cunoștința va crește și ce ai sigilat, ce nu era pentru vremurile aia, va fi pentru vremea din urmă. Și cu cunoștința va crește, atunci mulți vor citi și se vor lămuri, adică vor primi limpezire, vor înțelege. Îi spuneam și la fratele Iosif și la fratele Bala în parcare, sunt evenimente care nu le vom ști decât atunci când se întâmplă. Iisus spune, v-am spus aceste lucruri înainte ca ele să se întâmple, ca atunci când se vor întâmpla să vă aduceți aminte că vi le-am spus. Dar nu v-am spus eu cu privire la patimile mele, cu privire la învierea mea. Că ne-a spus, Doamne, dar cine să le creadă? Trăim niște vremuri, noi spune escatologii sau apocaliptice, în care lucrurile se complică. Cândva Canada, America, Occidentul au fost limanul bune. Și acum sunt limanul tulburi. Trăim și suntem ancorați în anumite situații chiar speriați de ce se întâmplă, cum evoluează legile într-o anumită țară, încât ești speriat să te gândești că în Norvegia cineva să vină să-ți iei copiii, că-i pui să se roage. Sau să-i pui un batic pe cap să-ți ia copiilor. Și trăim astfel de vremuri. Și în astfel de vremuri ridicăm ochii în sus și spunem, Doamne, dă-mi răspuns! Să vedem pe unde suntem și ce atitudine trebuie să avem. În Biblie este scris de 366 de ori cuvântul nu te teme. Înseamnă că sunt motive în care poporul lui Dumnezeu, cei ce se încred în Dumnezeu, au toate motivele să se teamă. În Isaia capitolul 43, cuvântul Domnului spune la un moment dat, în versetul 43, versetul 1, 2 și 3. Acum așa vorbește Domnul care te-a făcut, Iacove, și cel ce te-a întocmit, Israele, nu te teme de nimic, căci eu te izbăvesc, te chem pe numele meu. Și îmi pun întrebarea, o fi avut Israelul motive în care să se teamă și să se îngrijoreze? O avut. Păi când am văzut că cad acolo zi durile la Ierusalim, Nebucanețar, bine, și face prăpăt și ei sunt fără putere, spune, Doamne, dar Tu mi-ai spus lucrurile astea. Păi mi-am spus, dar nu le-a văzut în seamă. Păi, Doamne, dar au venit alții care ne-au spus că nu o să se întâmple așa.
Sunt proroci buni versus proroci răi. Prorocii buni erau 1, prorocii răi erau 400. Și dintr-o dată când 400 de oameni îi spun, nu se va întâmpla asta. Și vine unul spune, da, nu vă luați după ei, se va întâmpla. Tu te mără, uite cât sunt ăia la alți. Ce pregătire au, cum știu să le pună împreună. Și când vine astfel de vremuri, ești speriat și ridici ochii în sus, Doamne, dar nu v-am spus eu că o să treceți pe aici? Vreau să vă spun că noi suntem pregătiți pentru victorii, dar nu și pentru înfrângeri. Dacă vă uitați în Apocalipsa, în capitolul 13, Biblia spune despre fiecare se ridică din mare, va purta război cu sfinții și va birui. Și noi nu suntem pregătiți pentru înfrângere. De aceea, mă rog ca Dumnezeu să ne binecuvinteze, în așa fel încât, în vremurile care vor veni, să știm să primim lumină de la Dumnezeu, să cunoaștem că Dumnezeu este în control și indiferent ce se va întâmpla, să ne încredem în Dumnezeu, să mergem pe mâna lui Dumnezeu. În capitolul 24 din Matei, cuvântul Domnului spune, în început versetul 1, ei au întrebat, Doamne, vezi templul, pietrele care sunt acolo, ce va fi? Și spune, vedeți voi, tot ce se întâmplă, nu va sta chiar pe piață. Și atunci ei sperați, spun în versetul 3. El a șezut jos pe muntele păstrinilor și ucenicii au venit și l-au întrebat. Spune-ne când se vor întâmpla aceste lucruri și care este semnul venirii tale și al sfârșitului veacului acestea. Sunt două evenimente. Semnul venirii tale și semnul sfârșitului veacului acestea. Ce este drept? Iisus pregătește pe cei care sunt ai Lui, pe cei care pun întrebări, pe cei care au motive de îngrijorare. Ascultați ce spune la versul 5. Băgați de seamă să nu vă înșele cineva. Înseamnă că cineva este interesat să vină și să spună o altă variantă decât ceea ce spune Hristos, decât ceea ce spune Domnul. Și ascultați ce zice aici. Pentru că vor veni mulți în numele meu. Ăsta nu vin să spună numele lui Buddha sau lui Allah și iau nu știu care. Vor veni să spună numele lui Hristos? Mai mult decât atâta. Fiindcă vor veni mulți și vor spune eu sunt Hristosul, adică la mine e salvarea. Păi în anumite vremuri te legi de orice speranță. Și în astfel de situații oamenii se îngrijorează. Versetul 6. Veți auzi de războaie și vezi de războaie. Vedeți să nu vă înspăimântați. Doamne, ai milă de noi. Păi cum să nu ne înspăimântăm că acum e încă bine și suntem îngrijorați? Și când ne gândim ce ar putea să vină, s-ar putea să ridicăm ochii în sus, să ne uităm în stânga, în dreapta, să nu primim răspuns. Și Dumnezeu spune, v-am spus totul dinainte. Citiți și veți găsi. Ei, în astfel de situații în care parcă nu mai ai nicio speranță, ce este de făcut? Îmi aduc aminte de oamenii lui Dumnezeu care au trecut prin încercări. Dacă vă aminte despre Noe, Dumnezeu îi spune că va veni potopul și el începe să predice despre potop. Ei nu se pregătesc. Fă-ți de treabă, avem prorocii noștri care le spun că nu se întâmplă, nu s-a întâmplat niciodată. Și omul ăsta și-a pregătit o corabie, nu știa ce o să vină. Dar el era în siguranță într-o corabie. El n-a fost izbăvit de potop, a fost izbăvit prin potop. Când Daniel a fost aruncat în groapa cu lei, el n-a fost izbăvit de groapa lei. A fost izbăvit în groapa lei. Sau prin groapa. În momentul în care erau lei împotriva lui, în preajurul lui, Dumnezeu a închis gura leilor. Când cei trei tovarăși lui Daniel n-au fost izbăviți de cuptor cu foc, ci în cuptor cu foc Domnul era cu el. În Apocalipsa la o biserică îi spune, pentru că ai păzit cuvântul meu, te voi păzi, voi vechea. Și e un ceasul încercării care are să vină pe întreg pământul. Ei, culmea că sunt niște învățători care vin în numele lui Dumnezeu și spun, nicio problemă, biserica va fi luată și dusă în capitolul 4 din Apocalipsa din care am citit. S-a deschis o ușă. Și am fost dus în cer. Am fost dus în cer să văd ce are să se întâmple. În niciun caz să stau acolo sus. De aceea mi-am permis ca cu ajutorul lui Dumnezeu să încercăm să răspundem la câteva
întrebări despre un capitol care ne dă bătăile. Și vreau să vă spun, sunt omul care nu deține adevărul. Dumnezeu este adevărul. Scriptura trebuie să se tălmăcească pe ea însuși. Mai mult decât atât, calea lui Dumnezeu trebuie să fie așa de simplă încât și un om fără IQ foarte mare să priceapă. În capitolul 35 din Isaia, cuvântul Domnului spune cărarea cea dreaptă, niciun om nu se va pierde pe ea. Niciun om măcar fără minte, fără înțelepciune. Evanghelia care trebuie propovăduită trebuie să fie așa de simplă încât să o înțeleagă și copiii. Îmi pun întrebarea. Dacă aș fi fost un om din secolul I, în anul 90-95, când s-a scris Apocalipsa, și mi-a venit cartea asta, ce aș putea să înțeleg? Foarte multă lume spune că trebuie să ai doctorat, să faci studii peste studii, să ai învățători care să-ți deschidă mintea. Păi vreau să vă spun, oamenii din anul 90-95, un om de la țară, citea și el. Cum putea el să priceapă tot ce este scris? Aș vrea să mergem în Apocalipsa, în capitolul 1, și să vedem, de fapt, care este motivul cărții, ca să putem să înțelegem capitolul 4. Dacă vă uitați, în capitolul 1, cuvântul Domnului spune la versetul 1, descoperirea lui Iisus Hristos pe care i-a dat-o Dumnezeu, ca să arate robilor săi lucrurile care au să se întâmple în curând. Și le-a făcut cunoscut, trimițând prin îngerul său la robul său Ioan, care a mărturisit despre cuvântul lui Dumnezeu și despre mărturia lui Iisus Hristos și a spus tot ce a văzut. Ascultați! Ferice de cine citește! Noi de cele mai multe ori ocolim Apocalipsa. Sunt lucruri care ne sperie, lucruri care sunt confuze. Frații care predică din Apocalipsa de foarte multe ori dau din nume, dau din cap, nu știu, s-ar părea că nu sunt sigur pe ce să predică și dintr-o dată creează mai multe confuzii și oamenii fac pasul în spate. Dar aici Biblia spune fericit. De ce trebuie să fie ferice cei care citesc? Înseamnă că în cartea Apocalipsii trebuie să găsim un mesaj, un răspuns care să ne facă ca atunci când vor veni vremurile astea să fim tari și să nu ne temem. De aceea mi-am propus astăzi cu ajutorul lui Dumnezeu să facem câteva ferestre în cer. Să vedem cum stau lucrurile în cer. Câteodată pe pământ când ne uităm, îmi aduc aminte de prorocul Elisei. Era înconjurat în cetate totală. Și cum era înconjurat acolo cetatea, vine și l-a ajutat pe Doamne. Stăpâne, suntem pierduți! Uite de acolo! Armata se reamă. Ce face? Și ăsta pe pace și spune, Doamne, deschide ochii să vadă cum văd eu. Și dintr-o dată, când deschide Dumnezeu ochii, ce? Stăpâne-s mai mulți cu noi decât cu ei. Și ai noștri sunt mai tare. Dar până atunci, cum a fost? De foarte multe ori, privind încercările care sunt peste noi, mai mult decât atâta, care vor veni mult mai grele, ne fac să ne înspăimântăm că suntem lepădași și că Dumnezeu nu are grijă de noi. Vă dați seama, cei care au fost aruncați la fiare, răstigniți, alți pe ruguri. Ce-o fi spus să ia? Doamne, ai scăpat lucruri de sub control. Numai sunt lepădași. Nu spune, nu! Ești al meu! Te chem pe nume! Te păzesc! Îți păzesc sufletul, chiar dacă ți-ar de trufă. Apocalipsa trebuie să fie o carte care să îl facă pe cel care să citească, să spună, indiferent ce se va întâmpla, eu merg pe mâna lui Dumnezeu. Eram în anul 90, atunci, pentru cei care sunteți mai în vârstă, Irakul a invadat cu veitul și s-au strâns acolo americanii, englezii, francezii, nemții, canadienii și românii au mers pe acolo. O armată imensă, de toți se puneau, iar treilea război mondial. În trei zile l-au bătut asta. Mergând pe stradă cu fratele meu și amă, la un moment dat, niște copii în față, până în clasa 3, până în 9, maxim 10 ani, stăteau de vorbă, bă, o să dea ăsta cu bomba atomică. Unul dintre ei spune, păi poate să dea Saddam cu toate bombele lui, pe noi ne păzește Domnul Iisus Hristos. Și fratele meu spune, uite-vă, pocăit. Copiii din familia aia aveau niște părinți care le spuneau când erau îngrijorat, noi avem un Dumnezeu care ne păsește. Așa trebuie să ne creștem și noi copiii. Pentru că ăștia mari n-au nădejde de asta.
cum se le bage la ăștia mici. Și de aceea mă gândesc că trebuie să fiți foarte atenți. Am văzut că vorbesc la plașii prin somnul, măcar că vorbesc foarte repede și foarte tare. Nu știam dacă vorbești mai încet, așa, manuale. De aceea mă rog ca Dumnezeu să vă dăie putere să ascultați cuvântul. Și mai mult, aici cuvântul spune ferice de cine citește, dar ascultați ce spune în continuare. Și păzesc lucrul, adică fac ce este scris. Apocalipsa nu este o carte de informare să mă facă mai deștept. Și să văd ce se vor întâmpla și le spună eu, nu, bă, se întâmplă așa, așa, că eu știu, eu am citit, eu am înțelepciune. Nu! Înseamnă că trebuie să-mi facă o anumită atitudine. Vom găsi mai târziu, o să amintim un anumit verset din capitolul 18, versetul 4. Ieșiți din mijlocul lor, poporul meu, să nu vă faceți părtași la păcatele lor, ca să nu s-o feriți oarecum o părtășie și la urgii. Noi trebuie să fim în astfel de situații înțelepți ca șerpi și fără răutate ca pocumbei. Dumnezeu să ne binecuvineze. Dacă vă uitați, cel care aduce mesajul este Fiul lui Dumnezeu. Fiul lui Dumnezeu stă de vorbă cu Ioan. Și când vine, le transmite un mesaj către cele 7 biserici. Și vorbeam cu fratele Iosif, ce simbolizează mesajul către cele 7 biserici. Dacă vă uitați acolo, spunea Îngerului Bisericii din Efes, scrie. Adică, cu alte cuvinte, celor care sunt în charge, celor care sunt pastori, cei care au puterea să ia decizii, le vine mesajul și prin ei să fie transmis la întreaga biserică. De exemplu, la biserica din Efes îi spune, știu că ai fapte, știu că așa, că ai pus la încercare, că nu le joci ce învățătură să intre și i-ai descoperit pe unii că sunt mincinoși și ai spus afară. Foarte bine! Ești extraordinar. Dar ce am împotriva ta este că ți-ai pierdut pasiunea. Pasiunea să arzi pentru lucrarea mea. Și tu, când arzi, dai vol la toată biserica. Toată biserica să fie ca tine. Și le scrie la fiecare biserică, nu intru în detalii. Și este interesant că după ce termină de despre cele 7 stări, care pot să fie 7 stări în aceeași biserică, unul să fie cu capul în ori, că el e bogat, că e înțelept, că așa și Domnul spre voi, este nicăieri. Pentru că ce mă uit eu la un om, este o credință încercată, aur curățit prin foc, testată să rămâi lângă Domnul, nu când ți-e bine, când ți-e greu. Ai un simț al valorilor distorsionat, tu numești bun ce este rău și numești rău ce este bun. Pui valoare pe ce nu are valoare și nu pui valoare pe ce are valoare. Dar nu vreau să intru la cele 7 stări. După ce termină cu cele 7 stări, îi pregătește pe cele 7 biserici, pe poporul lui Dumnezeu, de vremurile care vor veni și spune, uite, cu starea care sunteți, nu puteți trece. Celui ce va birui e o luptă. Și vreau să vă spun, aveți toate șansele să pierdeți lupta. De aceea, pocăiește-te și întoarce-te. Adus aminte cum erai ca așa și întoarce la faptele din tâi. Deci primul lucru pe care trebuie să facă oamenii să fie foarte atenți, să-și recunoască starea lor și să ia o atitudine de pocăință. De ce? Fără biruință nu se ajunge pe scaunul de domnie. Celui ce va birui. Uitați-vă la toate cele 7 biserici. Biruință. Și vă spuneam că noi suntem mai mult pregătiți pentru biruință, dar s-ar putea să avem multe înfrângeri. De aceea, Domnul să le dea înțelepciune. Înainte să le spună că vă place foarte mult să vorbească cu cei patru care, de stele care se coboară din cer și lovesc pământul și câte părți din lume moare, despre animale care ies din adânc, despre fiare, despre biron, vă place să se discute. Înainte să ne spună Dumnezeu de lucrul ăsta, Dumnezeu ne vrea să înțelegem că indiferent de ce vor urma, de lucrurile care vor veni, noi trebuie să știm cu cine avem de-a face. Adică, în cântarea Mariei din capitolul 15 din Exod, în ce Galia începe să cânte cu tare, adică cu ce Dumnezeu ne pornim la drum? Adică vremurile care veni ar trebui să mă înspăimânte? Sau să nici nu-mi pesă?
Să știu doar să am o relație bună cu Dumnezeu. În capitolul 2 din Daniel, cu toții, o să intru foarte scurt, Biblia spune despre Nebucadnețar, care a avut un vis cu privire la un chip mare de om, care avea capul de aur, pieptul de argint, brâul și coapsele le avea din aramă, iar fluierele și tălpele erau din fier, iar tălpele erau din fier și parte lut. Și dintr-o dată, de undeva, dintr-un munte, se rupe o piatră mică, fără să o mistice neva, lovește în picioare, nu lovește în cap. O să vă explic în scurte cuvinte de ce. Lovește în picioare, tot chipul cade jos, se dărâmă, și vine un vânt care îl spulberă, iar piatra se face un munte mare. Daniel dă interpretare despre patru împărății care vin, iar piatra care se rupe este împărăția lui Dumnezeu. Împărăția lui Dumnezeu nu va mai trece sub altă pânire. Și dintr-o dată, rabinii încep să studieze, bă, împărăția aia. În Isaia, capitolul 9 și 11, cuvântul Domnului spune despre împărăție. Dar ce este interesant, în capitolul 7 se repetă visul cu privire la cele patru împărății, dar sub forma unor fiare. Prima fiare era cu cap de leu, a primit o inimă de om, nu vreau să stau prea mult acolo. A doua era sub formă de urs care avea în gură trei coaste, erau alte trei ținuturi care avea să le cucerească Medo-Persia. A patrulea era ca un leopard, adică era vorba de un animal de viteză și cu patru capete, care erau cele patru diocese din Imperiul Alexandru Macedon. Și a patra fiară se deosebea de toate și l-a înfricoșat pe Daniel. Mergem în capitolul 7 din Daniel, la versetul 15 și 16. Aici cuvântul Domnului spune așa. Eu, Daniel, m-am tulburat cu Duhul și vedenile din capul meu m-au înspăimântat. Și primul lucru pe care mi-l pune în minte, Daniel, prima întrebare, de ce te-ai înspăimântat? Păi vreau să spun că asta este în versetul 15. Ascultați ce spune în versetul 16. M-am apropiat din unul care stătea acolo și l-am rugat să-mi dea lămuriri temeinice. Pune-mi detalii. Vreau să înțeleg. Pentru că sunt înspăimântat. Și am pus întrebarea. Daniel, de ce te-ai înspăimântat? Hai să mergem înapoi la versetul 9 și 10, care sunt cu 7 versete înainte. Versetul 9. Mă uitam la aceste lucruri cu fiara aia care l-am înspăimântat, până când s-au așezat niște scaune de domnie. Și un bătrân, un îmbătrânit de zile, a zis jos. Haina lui era albă ca zăpadă și părul capului era alb ca niște lână curată. Scaunul lui de domnie era ca niște flăcări de foc. Și roțile lui ca un foc aprins. Un râu de foc curgea, el așa dinaintea lui. Mii și mii de slujitori. Aduceți-vă aminte de Elisei. Cu noi sunt mai mulți. Mii și mii și zeci de mii stăteau înaintea lui. Și un singur înger a omorât 185.000 de oameni într-o singură noapte, atunci când a fost Sanherib și cu Rabșake. Un singur înger. Și aici Biblia spune că sunt mii și zeci de mii de mii. Și acum mergem în continuare. Daniel vede îngerii, vede pe cel îmbătrânit de la zile, versetul 11. Eu mă uitam mereu din pricina cuvintelor pline de hulă. Cuvintele pline de hule al fiarei Amaza l-au înspăimântat pe Daniel. Curajul, tupeul cu care vorbea, aia îl înfruntea pe Dumnezeu. M-am uitat până când fiara a fost ucisă. Cine a ucis-o? Cel ce se dea pe tronul, dar mai mult, în versetul 11, vine unsul. Unsul prinde fiara și o omoară, până ce fiara a fost ucisă și trupul ei a fost nimicit și aruncat în foc ca să fiați. Ghiena, iazul de foc, capitolul 24 din Apocalipsa. Daniel vede lucrurile astea în versetul 9, 10 și 11 și rămâne tot îngrijorat. Păi mai, Daniel, ce vrei să spun mai mult? Uite, nu-ți face griji în privința fiarei. Ea va fi arsă și aruncată în foc. Da, da, vreau să primesc lămuriri temeinice. Mai multe. Pentru că tare m-am spăimântat. Vor veni vremuri în care, vreau să vă spun că și noi,
o să fim la fel. O să cerem lămuriri temit. Ce înseamnă fiară? Cine-i fiara? Cum e icoana? Cum nu putem să cumpărăm, să vindem? Unde să fugim? Cam așa vin astfel de vremuri și de încercări peste noi. Și în situația asta trebuie să întrebăm pe Dumnezeu. Doamne, până la urmă, dacă vor veni lucrurile astea, de ce le-ai îngăduit peste noi? În viața noastră se întâmplă lucruri care sunt spre folosul nostru și noi credem că sunt spre distrugerea noastră. Moare Lazar. Și adică era bolnav. Și vin câțiva spre cel pe care îl iubești este bolnav. Suferă! Și prima întrebare este că dacă noi suntem prețuiți de Dumnezeu și Dumnezeu ne iubește, de ce îngăduie suferința în viața noastră? Cuvântul Domnului spune că Iisus le spune această boală nu este spre moarte, ci este spre slava lui Dumnezeu. Suferința pe care unii oameni o au este ca să-i facă mai buni. Dacă s-ar scula astăzi Adam și Eva și ar vedea ce se întâmplă în Siria, ce face Isis, ce fac destrăbălații prin America și prin Occident, ar spune, Doamne, ia pomul cunoștinței binelui și răului și du-l la polul nor sau oriunde să nu mai ajungem la el. Dacă n-am vedea suferința care se întâmplă în viața noastră, nu ne-ar fi drag rai. Vreau să vă spun că sunt unii printre noi. Oameni care spun, păi, ce creștii, că aici trăiesc ca rai? Nu-s bolnav, tot e bine, copiii la credință. Ce mare... dar sunt alții care trăiesc și-și mănâncă pâinea în fiecare seară cu lacrimi. Și astfel de oameni sunt mai aproape de Iisus și cuvântul Domnului spune în capitolul 22 din Apocalipsa și Duhul și Mireasa zic, ne este dor de tine. Ne-am săturat. Cei care sunt sub altar spun, Doamne, până când? Până când? Și sunt oameni care se roagă așa, Doamne, nu mă vezi mai uitat? De aceea Dumnezeu îngăduie suferința. Când vom trăi pe noul pământ, să spunem, Doamne, niciodată. Never happen again. Așa spun ei vrei cu privire la Holocaust. Never happen again. Să nu se mai întâmple niciodată. De aceea Dumnezeu îngăduie câteodată. Mai mult. Moare Lazar. Și vine ăsta și zice Domnul, Lazar doarme. Dar mă duc ca să-l trezesc. Și ăsta a spus, bă, dacă doarme se face bine. Dar el vorbea, Lazar a murit și mă bucur că n-am fost acolo. Păi cum, Doamne, dar tu te bucur că eu plâng? Te bucur că inima mea suferă? Uite de la Marta, la Maria, care ți-au făcut mâncare, care te-au primit cu bine în casa lor. Păi nu-ți pasă de ei? Ha, îmi pasă. Dar nu numai de ei. Îmi pasă de toți evrei, îmi pasă de cei din România și din altă parte. Și în momentul acela, merge înapoi și dintr-o dată ăia vin și spune, Doamne, dacă ai fost aici, n-ar fi murit. Oare? N-am fost eu acolo? Noi spunem că dacă Domnul ar fi fost de partea noastră, nu s-ar fi întâmplat ce s-a întâmplat. Domnul chiar din contră era cu noi acolo. Și îl scoate pe Lazar afară. Știți ce ar fi răspunsul lui Marta, Maria și al tuturor celorlalți? O, Doamne, ce bine că a murit Lazar. Vedem că este unul cu noi care ne dă nădejdea învierii și poate să învieze un mort după 4 zile. Dar scopul era ca să dea o demonstrație că și Iisus va învia după 3 zile. Este cineva care este învierea și viața și astfel de experiență ne fac să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai bine. Cei care au mers în furtună, își știau pe Dumnezeu că curăță leproși, că înviază morți, că satură mii de oameni. Dar dintr-o dată când începe să certe vântul și doar spune, Domnule, experiența noastră crește. Cine este acesta? Poți să ai stăpân și peste vânturi și peste varuri. Astfel de experiență ne fac să-L cunoaștem pe Dumnezeu mai mult și să ne încredem în El. Încercările nu v-au făcut mai slabi, ci mai puternici. De aceea, biserica care va fi răscumpărată din astfel de încercări va lăuda altfel ca și cei care n-au trecut prin astfel de încercări. Revenim acum la text. Pentru că
V-am făcut această introducere ca să înțelegeți mai bine motivul pentru care am ales să vorbesc astăzi din capitolul 4 din Apocalipsa. Aici, la versetul 1, cuvântul Domnului spune, după aceste lucruri, după mesajul care mi l-a dat pentru biserici, Domnul spune, vreau să spun mai multe. În Ioan capitolul 3, Iisus spune, am atâtea ca să vi le spun, dar nu le puteți purta. Adică nu le puteți înțelege. Ele trebuie să vină treptat. Și dintr-o dată, după ce au înțeles anumite lucruri, îl urcă pe Ioan să spune ce trebuie să vă întoarceți de unde ați căzut, să strângeți rândurile, să păziți ce aveți, să nu vă fure nimeni cununa. Păi nu vă spune geaba, hai să-ți arăt ce are să se întâmple. Și mesajul de azi se numește fereastră în cer. Noi avem ferestre prin care vedem în cer ce se întâmplă în cer și asta ar trebui să ne facă când privim la ce se întâmplă pe pământ să nu ne îngrijorăm. Primul lucru. Zice aici așa. Versetul 2. Numai decât am fost răpit în Duhul. Și iată că în cer era un scaun de domnie și pe scaun de domnie ședea cineva. Pe scaun de domnie era cineva. Păi vreau să vă spun că dacă ai un scaun gol și nu este autoritate. Capitolul 4 vrea să ne vorbească despre un Dumnezeu care guvernează cerul și pământul. Într-o împrejurare spune să nu vă faceți griji nici pentru un fir de păr din cap. Păi dacă și firii de felile de păr din cap ne sunt știute de Dumnezeu, păi trebuie să-mi fac griji pentru celelalte lucruri. Ascultați ce zice aici. Era un scaun de domnie. Cel ce ședea pe el avea împozișarea unei pietre de iaspe și sabiu. Sabiu este foarte scump. Arăta valoare aceluia care stătea pe tron. Mai mult decât atâta. Și scaunul domniei era înconjurat cu un curcubeu ca o piatră de smarald la vedere. Cuvântul curcubeu îl găsim atunci când Noe a ieșit din corabie. Dumnezeu face un legământ cu el și un semn că nu va mai nimici pământul cu apă. Este un semn al credincioșiei. Noi avem un Dumnezeu care nu se schimbă de la o zi la alta. Care acum e cu noi, după care spune, m-am săraturat de voi, las, că eu pe alții. Nu! Nu! Este un Dumnezeu care rămâne credincios. Păi au fost Israel de o grămadă de ori, l-au părăsit pe Domnul și Domnul spune, eu nu te-am părăsit pe tine. Mi-am întors fața pentru o vreme, dar e săpat în palmele mele. Vreau să vă spun, avem un Dumnezeu care este credincios cuvântului Său și ce-o promis va duce la îndeplinire. Să nu credeți că Dumnezeu ne-o lepădat. Mi-aduc aminte de un proroc de Osia, care Domnul a vrut să-i deie o lecție lui Israel, ca cum se comportă Israel cu Domnul, și îl pune să se însoare cu o prostituată, cu o femeie curvă. Și după ce îi face un copil, se întoarce la curviile ei și îl spune, gata, la omor. Să spune, nu, iartă-o, iartă-o. Păi și ăsta lasă, când a plecat, ascultă de cuvânt, Domnul și-o ia. Și mi-ai face un copil. După care se întoarce iar, și spune, nu se mai poate. Păi cum nu se mai poate? Păi Israel așa face cu mine. Noi de câte ori nu am fost credincioși legământului pe care noi l-am făcut cu Domnul în apa botezului. Și Domnul a rămas credincios cu noi. Un om credincios este mai credincios nu când îl înșală partenerul și apucă el. A, vă să arăt eu ce, mă duc și eu și fac ca tine. Nu! Rămâne credincios. Și noi avem un Dumnezeu credincios făgăduinței pe care ne-a făcut-o. Te-am săpat în palmele mele cu niciun chip. Nu trebuie părăsi. Acest lucru trebuie să ne aducă mângâiere. Avem un Dumnezeu, chiar dacă noi am părăsit. Legământul în Dumnezeu niciodată. Mai mult decât atâta, în Petru, în 1 Petru, cuvântul Domnului spune așa, să ne punem dar toată încrederea în Harul care va fi adus. Niciodată să nu vă puneți încrederea în faptele voastre și în sfințenia voastră. În Harul care va fi adus atunci când se arată Hristos. El va răpi pe toți cei ce vor fi iubit venirea lui. A doilea lucru. Împrejurul scaunei de domnie stăteau 24 de scaune de domnie și pe aceste scaune de domnie stăteau 24 de bătrâni. Îmbrăcați în haine albe și pe capete aveau cunun de apă. Asta este una dintre cele mai desinterpretate versete din Scriptură.
nu pretind că eu am înțelepciune absolută. Interpretarea pe care am dat-o la aceste versete, eu zic că este o călăuzire a Duhului și fiecare își va lua, să spunem, în funcție de argumentele pe care am să le aduc, dacă este o interpretare bună sau una rea. Un scaun de domnie nu este bazat numai pe credincioșie. Vreau să vă spun că toate lucrurile, toate deciziile care s-au luat în creație, în istorie, uimesc pe oamenii de știință. Și spun, băi, cum Domnul a fost creat omul cu creierul, cu toate funcțiile care le are și al ADN-ul? Toate lucrurile astea vorbesc despre înțelepciunea lui Dumnezeu. În capitolul 12 din Iov, versetul 12, cuvântul Domnului asociază pe bătrâni cu înțelepciunea. Noi, întotdeauna când ne vorbim de bătrâni, sunt trei interpretări. Faptul că e bătrân, el lasă prin autoritate moștenire la altcineva. Ăștia nu erau acolo. Al doilea lucru sunt oamenii care sunt neputincioși și trag să moară. Nici pe ăștia nu-i găsim acolo. Al treia lucru cu care putem asocia este înțelepciunea. Ascultați ce zice aici, versetul 12. Iov 12:12. La bătrân se găsește înțelepciunea și într-o viață lungă priceperea. Părul larg simbolizează că oamenii ăștia au multe zile, au încărunții și abia atunci poți să-ți dai cu părerea când tu, de fapt, ai experiență. Mi-aduc aminte de Păișelul George Coșbuc, în moartea lui Fulger, care spunea așa, un sfânt de-a cărui chip te temi, de-abia te aude când îl chemi. Bătrân cu vremea stâlp rămas, născut cu lumea într-un ceas, e parcă viul parastas al altor vremi. Dar ce ar face bătrânul sau înțelepciunea bătrânilor, pentru că în Proverbe spune înmulțimea sfetnicilor, adică celor care dau sfatul, înmulțimea adunărilor de sfătuitori și mai ales cu experiență și cu zile multe, cu ăștia să-și dea cu părerea. Elihu spune, am lăsat trânețea să-și pună cuvântul, că m-am gândit că numărul de zile multe de ani au înțelepciunea. Dar am văzut că de fapt înțelepciunea este unde? În Duhul lui Dumnezeu. Și ascultați ce asociere face Iov cu cei bătrâni. La bătrâni se găsește înțelepciunea. Într-o viață lungă este pricepere. Versetul 13. La Dumnezeu este înțelepciunea și puterea, sfatul și priceperea a Lui sunt. Când Dumnezeu, la un om simplu, din anul 95, vrea să-i spună că Dumnezeu e înțelept, Dumnezeu este prezentat ca în Daniel, capitolul 7, bătrân cu părul alb. Păi cine e mai vechi ca mine, spunea la un moment dat, către Iov? Păi spune că tu știi când a făcut lumea, erai de față, nu? Tu ai câteva mii de ani, nu? Cu alte cuvinte, înțelepciunea lui Dumnezeu este personificată în așa fel încât ca și cum ar fi un sfat plenar de 24 de bătrâni, oameni care au trecut cu experiența, persoane angelice, dar este vorba de Dumnezeu. Și toate acțiunile lui Dumnezeu sunt bazate pe înțelepciune. Mai mult decât atât, hainele albe înseamnă curăție. În Iacov, capitolul 3, cuvântul Domnului spune că înțelepciunea care se coboară din cer este curată. Nu este murdărie. Nu este răutate în ea. Mai mult decât atât, aveau niște cunune pe cap și cununele sunt două în limba greacă, diademos sau stefanos. Diademos înseamnă cunună de împărat care moștenește prin sânge, robin, iar diademos este cunună de biruitor. Cu alte cuvinte, înțelepciunea lui Dumnezeu, hotărârile luate în istorie sunt o dovadă că au biruit întotdeauna. Apocalipsa se termină cu oamenii care se închină orice genunchi și vor spune, drepte și adevărate sunt lucrările tale. Nu mi-aș imagina victoria unui Dumnezeu prin putere, fără înțelepciune. Și tot ce a fost scris și planul de mântuire a lui Dumnezeu, capitolul 4, urmează cu capitolul 5 și care vorbește despre Hristosul, întotdeauna veți găsi în Apocalipsa acelui ce șade pe scaune de domnie și al Hristosului său.
Și veți vedea niște asemănări între ei, cu o pe dinăuntru și pe din afară. Dar ce este interesant, când este vorba de Dumnezeu, vreau să vă spun, Dumnezeu este înțelepciune și toate sfaturile, indiferent prin ce ai să treci. Să știi că Dumnezeu știe mai bine ca tine. Și mergi pe mâna lui Dumnezeu. Când Iosif era acolo în groapă și uită ăla de el vreo 4 ani și spune, dar ce se întâmplă? Auzi, Iosif, mergi pe mâna. Dacă te scot acum, o să fii ceva pe acolo prin Egipt, că ești berharnic și cinstit. Eu am planul mai mare și o stă de acolo. Eu vreau să vă spun că noi trebuie să ne credem în înțelepciunea lui Dumnezeu, indiferent ce lucruri vom vedea că se vor întâmpla în viață. Amin? Amin. Mai mult decât atâta, cuvântul Domnului spune, din scaunul de domnie ieșeau fulgere și glasuri și tunet. Asta înseamnă că poziția lui Dumnezeu este una înfricoșătoare. Trebuie să mă facă, să mă tem de Dumnezeu, dar poziția asta este pentru ceilalți. Biblia spune că atunci când va veni sfârșitul, împărații pământului vor fugi la munți, se vor ascunde în crăpăturile munților și vor striga, cădeți peste noi. Noi avem un Dumnezeu care este înfricoșat sau înfricoșător. Și totuși noi putem numi Tată. Asta este un mare har. Dar ascultați ce zice în continuare. Înaintea scaunului de domnie ședeau ardeau 7 lămpi de foc care sunt cele 7 duhuri. Vreau să vă spun că este vorba de transparență. Biblia spune în Ioan capitolul 3, Evanghelia după Ioan capitolul 3, că sunt unii oameni care fug la întuneric, nu vin la lumină. Toate acțiunile lui Dumnezeu sunt în lumină. Biblia spune că Dumnezeu stă într-o lumină de care nu te poți apropia. Lampa, candela, este cuvântul lui Dumnezeu care dă lumină, dă înțelepciune. Pricepe, înțelegere cu alte lucruri. Dumnezeu nu e pe la ascuns. Toate lucrurile le dezvăluie. Dar ascultați ce spune în versetul 6. În fața scaunului de domnie mai era un fel de mare de sticlă, asemenea cristal. Vreau să vă spun această mare de sticlă o vom mai găsi în mai multe locuri în Apocalipsa și simbolizează curăția lui Dumnezeu. Un preot nu putea să meargă să facă slujbă, măcar că făcuse baia acasă. Măcar că mai spăla o dată. Era un lighean. Înainte să facă slujbă, se spăla din nou. Asta înseamnă că Dumnezeu nostru este un Dumnezeu curat. Și ne cheamă pe toți la curăție. Iar cei care vor ședea pe marea de sticlă, în fața tronului, înaintea lui Dumnezeu, trebuie să se curățească. În capitolul 10 din Evrei, vreau să citesc de aici, cuvântul Domnului spune la versetul 22. Să ne apropiem cu o inimă curată, cu credință deplină, cu inimile stropite și curățite de un cuget rău și cu trupul spălat cu o apă curată. Înaintea lui Dumnezeu, noi trebuie să ne curățăm și cel ce ne poate curăți de orice păcat este sângele lui Hristos. Cuvântul Domnului spune, ei și-au spălat hainele în sângele. Cum se face că sângele este roșu și hainele sunt albe? Este vorba de o curăție a păcatului. Dumnezeu să ne dea înțelepciune. Versetul 6, partea 2. În mijlocul scaunului de domnie și în prejur. Stai așa și mă gândesc. Dacă aici ai tronul și în mijloc, adică pe scaun și în prejur, stau 4 făpturi vii. Cum adică ele pot să stea și pe tron și pe nimeni? Când spun de tronul lui Dumnezeu, mă gândesc la autoritatea lui Dumnezeu. Adică tot ce este tron, că este smaragd cu creier din cioșie, că sunt cei 24 de bătrâni cu înțelepciune în prejur, că sunt cele 4 făpturi pe tron și pe lângă tron. Asta trebuie să-L arate pe Dumnezeu cum este El. Și ascultați ce zice aici. Versetul 6, partea 2. În mijlocul scaunului de domnie și în prejur scaunului de domnie erau 4 făpturi vii, pline cu ochi pe dinainte și pe dinapoi. O să intrăm la cele 4 făpturi vii. De ce om, de ce bou, de ce pasăre, de ce leu.
Dar înainte, ce înseamnă cu ochi pe dinainte și pe dinapoi? Arată omniștiența lui Dumnezeu. Spunea David în Psalmul 139, Doamne, unde să fug de ochiul tău? Bă, unde să mă duc? Mă duc în Est, în Japonia, tu ești acolo. Mă duc în Vladivostok sau unde merg, tu ești acolo. Dar dacă mă duc în adânc, tu ești acolo. Păi unde să mă ascund eu de privirea ta? La Pentagon, și nu numai acolo, sunt atâtea camere de la OBD, încât nu scapă un centimetru pătrat să nu fie văzut de oamenii care supraveghează. Dacă oamenii sunt în stare să pună o grămadă de ochi peste tot, să vadă orice, Dumnezeu vrea să vorbească despre sine și spune, eu am ochi și pe dinăuntru și pe dinapoi și văd tot, nu scapă nimic ochiului meu. Să nu creadă cineva, fie bun, fie rău, că face ascuns. În Psalmul 139 zice, și întunericul pentru tine este zi. Îi vede și infraroșul. Că unii merg în tunere să nu-i vadă oamenii. Avem un Dumnezeu care nu scapă nimic de ochiul. Și lucrul ăsta trebuie să-mi dea pace. Adică vede cugetul meu curat, vede umplarea mea și spune eu, tu ai văzut toți pașii mei. I-am văzut eu. Dar am văzut și pașul celor răi, să nu creadă ei că s-ascunde mine. Adică, cu alte cuvinte, de mostrația cu privire la omniștiința lui Dumnezeu este că El știe totul și vede când cei răi fac planuri. Știți cu Elisei când împăratul Siriei făcea planuri în patul lui. Și știa tot Elisei. Păi dacă un om care avea Duhul lui Dumnezeu putea să priceapă așa ceva, dar Domnul nu știa. Vreau să vă spun, nu se face niciun plan în ascuns pe care Domnul să nu știe. Să fie luat prin surprindere. Niciodată. De aceea, să mergem pe mâna lui Dumnezeu. Ascultați, continuăm. Și avem de făcut, versul 7. Semăna cu un leu. A doua, cu un vițel. A treia, cu un om. Și a patra, semăna cu un vultur care zboară. Aceste patru fețe le veți găsi pe fața sau pe capul unui singur om în capitolul 10. Ce este interesant? Și acolo și aici îl simbolizează pe Dumnezeu care este creatorul tuturor făpturilor. Adică leul este regele al animalelor necurate. Vițeiul, când veți vedea veticul la animale care poți să le mănânci, este cea din tâi, adică regele sau boul acolo în Biblie, a animalelor curate, vulturul este regele care zboară și omul este coroana creațiunii. Cu alte cuvinte, Dumnezeu spune că eu am ochi, nu numai pentru om, ci și pentru lei, și pentru păsări. În Iob spunea, știi tu, când fată cerboaica, păi cine crezi că veghează la lucrul ăsta? Știi tu când pui de vulturi lei este foame și strigă cine le dă hrană? Păi dacă Domnul poartă de grijă la păsări și la flori, cum, Doamne, tu te implici acolo și îți pasă? Păi nu pasă! Ascultați versetul 11. Vrednic ești tu, Doamne, Dumnezeu nostru, să primești slava, cinstea și puterea, că și tu le-ai creat pe toate și prin voia ta stau în ființă. Cu alte cuvinte, ele există că tu veghezi. Ochi pe dinainte, pe dinapoi, nimic nu scapă ochiului lui Dumnezeu. Ar trebui lucrul ăsta să mă uimească și să dau și eu cinste, cum odată acest 24 văd în înțelepciunea lui Dumnezeu. Doamnă, cum ai putut să le faci așa ceva? Versetul 8. Fiecare din aceste patru făpturi vii aveau câte 6 aripi și erau pline cu ochi de jur împrejur, adică pe dinainte și pe dinapoi. Și aici apare o explicație suplimentară. Și pe dinăuntru. Oamenii cu camere de la OBD pot să prindă orice gest, orice acțiune a omului, dar nu pot să pătrundă în mintea omului și în inima omului. Cel ce are ochii și pe dinăuntru și pe din afară poate să cunoască tainele inimii. Biblia spune că Dumnezeu va aduce la judecată
Nu numai acțiunile noastre care au putut să le vadă tot și să le pună proiectate pe perete, ci gândurile ascunse ale oamenilor. Acest lucru trebuie să mă înspăimânte. Am un Dumnezeu care șade pe tron. În Psalmul 19, versetul 10, dacă nu greșesc, Biblia spune că Dumnezeu ședea pe scaunul de domnie când cu potop. A fost un cataclism în care oamenii au ajuns să se sperie și zice, Domnul, și eu am fost acolo pe scaun, eu am spus până unde să vină apa și unde să meargă înapoi. Noi trebuie să mergem pe mâna lui Dumnezeu. Capitolul 4 din Apocalipsa trebuie să mă arate că indiferent ce va veni în capitolul 6, 7 până la 21, indiferent ce va veni. Eu am un Dumnezeu care ține în mână istoria, care ține în mână toate lucrurile. Și acest lucru trebuie să mă ducă pace. Versetul 9. Când aceste vărturi vii aduceau slavă, cinste și mulțumire, cel își dea jos pe scaun de domnie și care este viu în vecii vecilor, cei 24 de bătrâni cădeau înaintea celui ce ședea pe scaun de domnie și se închinau celui ce este viu în vecii vecilor, își aruncau cununile înaintea scaunului de domnie și îi spuneau. Vă spuneam că cununile care acei 24 de bătrâni sau înțelepciunea lui Dumnezeu are, sunt Stefanus, cunun de biruitor. Adică puși la probă, adică puși în anumite încercări și au ieșit biruitoare. Toate deciziile lui Dumnezeu din Scriptură. Pentru că Domnul spune, eu veghez asupra cuvântului meu să-l împlinesc sau de-o vedic de-a lungul timpului cele mai bune. Noi avem românii o vorbă, jos pălăria. Ce înseamnă asta? Băi, până atunci am trecut clopul în cap, că am zis, bă, dacă nu iese așa. Băi, eu am văzut, după făcut treaba, până, stai, 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 spus jos pălăria. Cu alte cuvinte, înțelepciunea lui Dumnezeu mărturisește, avem un Dumnezeu atât de înțelept, că indiferent ce se va întâmpla, la sfârșit, nu știu cum va fi, dar poți să-mi scot jos pălăria și spun, Doamne, mai dragă, am căzut cu fața la pământ. În fața înțelepciunii tale, în fața atributelor tale, în fața atoștiinței tale, în fața dragostei tale, a credincioșiei tale, ca și eu la pământ. Și acest lucru trebuie să mă facă, să mă cutremur, să mă îndrăgostez de Dumnezeu și să zic, merg pe mâna ta, indiferent ce se va întâmpla. Dacă vă uitați în capitolul 6, cuvântul Domnului spune, când se vor rupe pecețile, dar acum nu vreau să intru prea mult, vreau să mă duc spre încheiere, dar când se vor rupe pecețile și vor suna din trâmbiță și vor veni îngerii, primul lucru pe care îl spune în capitolul 6, versetul 2, m-am uitat și iată că un cal alb, cel ce se dea pe el, avea un arc, i s-a dat cunună și a pornit biruitor să biruie. În capitolul 6 veți găsi 4 cai. Versetul 4 și s-a arătat un alt cal, un cal roșu, care este războiul. Biblia spune, cel ce trăia pe el, a primit puterea să ia pașele pe pământ, pentru că oamenii să se înjunghe unii pe alții. Versetul 5, partea 2. Vino și vezi, m-am uitat și iată că era un cal negru. Cel ce trăia pe el avea în mână o cumpănă. Versetul 6. Și în mijlocul celor 4 făpturi vii, îi vreau să citesc, o măsură de grâu pentru un leu, 3 măsuri de ors pentru un leu. Cuvântul este dinar. Dinarul era o zi de muncă. Să cumperi 900 de grame de grâu cu o zi de muncă, asta însemna foamete, sau inflație, spunea ăștia, nu, foamete, nu vei găsi, vei da oricât să găsești, e vorba de foamete. Și ultimul cal este un cal gălbui care simboliza cataclismele. E vorba de fenomene ale naturii și mai ales boli. Vreau de aici să mergem înapoi în capitolul 24 din Matei. Unde cuvântul Domnului spune un lucru extraordinar. Uitați despre cei 4 cai. Primul cal. Vor fi războaie și veri de războaie. Calul roșu. Apoi spune, vreți să nu vă înspăimântați. Apoi spune, foamete și ciumă. Foamete era cumpăna, calul negru, și ciuma calul gălbui. Dar unde este calul alb?
versetul 14. Pune-l acolo. Calul alb, singurul care bine. 24:14, Matei 24:14. Evanghelia în aceasta împărăție va fi propovăduită în toată lumea. Hai să vedem cine sunt caii. Mergem în Ezechiel, cuvântul Domnului spune la un moment dat despre niște cai care au fost trimiși să cutreire pământul și am început să văd tot mai rău. În fine, cuvântul Domnului spune despre un cal care l-au trimis să cutreiere pământul, să caute, să alerge. Calul nu stătea într-un singur loc. Mergea când în stânga, când în dreapta, când în sus, să ajungă în toate părțile. Tot astfel și războaie, tot astfel și foamea, nu vor fi peste tot pământul deodată. Chiar dacă au fost războaie mondiale, au fost zone în care n-au fost. Elveția, de exemplu, n-a fost în niciun război. Spania n-a fost în al doilea război mondial. Sunt puncte unde, cum să spun, sunt puncte de stabilitate. De ce vă spun asta? În capitolul 18 din Apocalipsa, și cu asta mă duc spre încheiere, cuvântul Domnului spune despre căderea Babilonului și ce acțiune trebuie să facă cei ce sunt în Babilon. Versetul 4, capitolul 18 cu versul 4. Apoi am auzit din cer un glas care zicea: ieșiți din mijlocul ei, poporul meu, ca să nu fiți părtași la păcatele ei și să nu fiți loviți cu urgile. Chemarea pe care ni se face în Apocalipsa este că avem un Dumnezeu care este credincios și ne cere și nouă să rămânem credincioși. Avem un Dumnezeu care este înțelept și trebuie să mergem pe toate deciziile care le va lua în dreptul nostru și noi trebuie să le acceptăm și să avem înțelepciune să acceptăm aceste lucruri. Al patrulea lucru, să nu ne temem de nimic. Sunt atâtea versete și în Isaia 41 și în 43 și în alte lucruri. Nu vă temeți. Avem un Dumnezeu care șade pe tron. Și tronul său este plin de înțelepciune și plin de putere. De aceea mă rog ca Domnul să ne dea înțelepciune, când vor veni astfel de vremuri, să ne dea și înțelepciune să ieșim din lume, să ieșim să nu mai fim părtași la faptele lumii, în așa fel încât să nu avem și noi pediapsa sau urgiile lumii asupra noastră. Dumnezeu să vă binecuvânteze. Amin. Amin. Aș vrea să mai lăudăm pe Domnul cuvântare.